de venit, resma din alocația copiilor, măr la școală, de multe ori ce primesc de la unul la altul le pui pe masă, n-am ajutor social, mă, asta ce trăiesc așa e din alocație. Astăzi ne aflăm în satul Tămașda, la familia Lingurar, la Lămâița. Ea ne va spune astăzi despre problemele cu care ea se confruntă și vrem să știm, Lămâița, care sunt problemele. Vedem aici că ai mai mulți copilași, da? În total ai 12 copilași. 12 copii și 3 nepoți. Da, să străiască. Cum te descurci cu hrana? Foarte greu, foarte greu, că mai mult pentru ei, că eu de multe ori... Spuneai mai devreme că sunt zile când efectiv nu ai ce să le dai să mănânce și așa cum am văzut și se va vedea în fotografii, sunt, frigiderul este gol, dulapurile de asemenea, nu sunt alimente și să înțeleg că soțul lucrează, numai că nu este, nu este suficient. Da, nu este suficient pentru noi. Suntem ori, dau trei, la mine 4-5 pâini să duc la zi și acum le-am dospit. Am înțeles. Nu este sobă, nu aveți baie. Nu n-am văzut baie. Nu baie și ne spălăm copilaș într-o covată, în ce pică așa, le spălăm. Tot de multe ori nu le spăl pe tot corpul, când este frig, m-am pe mâini, pe picioare, pe mână. Am înțeles. De multe ori că nu-i rece în casă. Cum dormiți? Câți dorm în patul acesta și câți dorm dincolo? Mici dorm trei cu mine și cu soțul și celălalt mari mai dorm în pat, băiat acolo jos, pe canapea aia jos. Și fetele în patul mare și mai ala băiatul dorm pe canapea asta, că el nu vrea cu fetele. Voi aveți rechizite, cărți, caiete să mergeți la școală? Pixuri? Aveți nevoie, nu? Și da. De haine bănuiesc. Da, de haine au nevoie, de încălțăminte. De încălțăminte. De multe ori aici pe mici nu au încălțăminte să le primă la grădiniță, mai când au... De unde au reușit și ei să, nu? De la, poate v-au mai ajutat anumite persoane. Da. Ce au posibilitate să ne ajute pentru copiii ăștia. Am nevoie și de o baie pentru ei, de o căsuță mai bună pentru copiii ăștia, care ce poate cu mila lor, de la Domnul. Eu știu situațiile mele, eu n-am de unde, din alocație m-am pus să trăiesc, de alea nu pot să mă împart cu ei. Ba, pentru rană, mă pui datoare la magazin, când iau alocație, plătesc 4-5 milioane, 10 milioane cât îmi vine, le dau pentru mâncare la copii, plătesc plus curentul. Că n-am din ce. Soțul n-are servici, eu n-am. Mai mere cu ziua vine tot îngrijorat pentru copii să nu se întâmple ceva pentru ei. Mi-a plecat ăla, nu era să plec aici, aici mânca copilul și de acolo a plecat. Și soțul tăie o bucată înapoi și o băga înapoi, că nu. Să nu ajungem la lua asta să plecă pe noi, Doamne ferește. Acești 12 copilași nu au o viață tocmai ușoară. Deși sunt împreună în două camere, viața lor este cât se poate de provocantă. Mămica lor trudește cu greu în fiecare zi. De asemenea, și tatăl lor se zbate ca să le ofere cele necesare. Deși nevoile ar fi multe, știm că fiecare dintre noi putem să contribuim la fericirea lor. Nu cer nimic mai mult decât o viață măcar normală să aibă. Eu și cu tine îi putem ajuta. Haideți să nu fim indiferenți și din puținul nostru să oferim pentru ei. Mulțumim!